Te întrebați, ești patriot? Dacă ai pierde tot, dar ți-ai salvat țara, ai fi împlinit? Ce înseamnă azi să mai fii patriot? Poți spune că puterea de sacrificiu se naște din patriotism? Ce sacrificiu mai mare decât să reziști cu mâinile goale în fața rușilor? Asta a spus Zelenski când a căzut Mariupolul. Sacrificiul și rezistența cu care batalionul Azov s-a opus rușilor au inspirat alți ucraineni să se înroleze în noile unități. Predarea batalionului. Comandantul regimentului Azov a declarat că a ordonat salvarea vieții a 1700 de soldați ucraineni care s-au predat după 3 luni de rezistență și de protejare a oțelăriei, iar omenirea a plâns odată cu Denis Prokopenko. Sacrificiul suprem fusese făcut. Ще військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на 3 найважливіших для нас умовах, а саме цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Între timp, luptele au continuat la combinatul Azovstal până la 21 mai, când s-a tras și cortina. Patriotismul în vreme de război înseamnă să-ți dorești să supraviețuiești a doua zi, să ai puterea să o iei de la capăt până la capăt, să poți privi masacrul din Bucea și să rămâi om, să poți privi cum civilii au fost luați din case, executați, iar trupurile să ajungă în stradă. O lume întreagă s-a cutremurat când militarii ucraineni au reocupat orașul și au dat publicității clipul filmat în Bucea.